Pentru mesajul în limba română în seara aceasta, vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la Fapte, capitolul 5, versetul 42. Fapte 5 cu 42, este ultimul verset al capitolului. Și cuvântul spune în felul următor: și în fiecare zi, în templu și în fiecare casă, nu au încetat să învețe și să predice pe Iisus Hristos. Amin. Iată un exemplu din activitatea bisericii primare. Activitatea începutului. Și biserica primară nu a fost mare. A fost o biserică mică. Inițial 12, apoi a început să se înmulțească, 3.000, 5.000, însă cei care lucrau efectiv erau în vremea aceea cei din fruntea poporului, pentru că ei umblaseră 3 ani cu Mântuitorul Iisus Hristos și știau despre ce trebuie să vorbească și ce să reveleze poporului în conformitate cu Scripturile Vechiului Testament. Și activitatea lor, a celor din perioada de început a bisericii, a fost o activitate lăudabilă. Efortul lor a fost un efort lăudabil și efectivitatea lor a fost de excepție, pentru că n-au trecut mulți ani până când sistemul politic al timpului, cel roman, a trebuit să recunoască și să spună: oamenii aceștia care au răscolit tot pământul au întors lumea pe dos. Într-un sistem idolatru, păgân, creștinii au făcut o revoluție fundamentală în transformarea societății umane din acel timp. Ne vom uita în această seară, pe scurt, așa cum facem la mesajul în limba română, și să vedem cum au lucrat înaintașii noștri. De aceea, mesajul meu scurt se intitulează: cum să fii efectiv? Cum să lucrezi efectiv? Deci, cum să fii efectiv? Toți câți lucrează vor să lucreze cu efectivitate, să se cunoască, să se vadă. Trei lucruri sunt foarte evidente în versetul pe care l-am citit, versetul 42 din Fapte 5, legat de activitatea efectivă a primilor creștini. Și primul lucru pe care trebuie să-l vedem la cei ce au lucrat și, dacă vrei și lucrarea ta să fie similară, primul lucru este consistență. Consistență. Este un fapt în lucrare care lipsește foarte mult în zilele noastre. Oamenii se plictisesc repede. Încep multe lucruri și le lasă. Dar primii creștini au fost foarte consistenți. Uitați ce spune Scriptura, trei dimensiuni ale consistenței lor. Consistența lor se vedea că zilnic se implicau. Și în fiecare zi, zilnic se implicau. Astăzi este momentul acesta, duminică seara, nu? Din această lună octombrie. Dar ce facem în săptămâna în care vom intra? Este suficient că am slujit astăzi duminică? Trebuie să slujim zilnic. Și nu trebuie numai să predicăm zilnic. Trebuie să trăim cuvântul Domnului zilnic, trebuie să ne închinăm Domnului nostru zilnic, trebuie să avem în atenție gloria Lui zilnică și trebuie să se vadă Domnul în viața noastră, zilnic. Deci primul lucru este consistență, zilnic. Apoi cuvântul Domnului spune: fără încetare.
nu încetau să învețe. Deci, nu numai faptul că luni voi avea un appointment la nu știu ce oră și atunci gata, am făcut și luni ceva pentru Domnul. Marți nu mai am niciun appointment, nici miercuri. Asta nu însemnează că nu sunt ocupat. Așa gândim noi timpul. Cuvântul Domnului ne învață că dacă vrem să fim efectivi, consistența noastră să se vadă în aceea că zilnic lucrăm. Și al doilea aspect în această consistență este preocupare în orice moment, să fii disponibil. Pentru că dacă spune, nu au încetat să învețe și să predice pe Iisus Hristos, erau disponibili. Deci consistența se vede în cât de disponibil ești sau sunt pentru Domnul. Și apoi cea de-a treia dimensiune este locul. Cuvântul Domnului spune, nu au încetat să învețe și să predice pe Iisus în templu și în fiecare casă. Deci nu contează în ce loc pot să slujesc. Important este că în locul unde slujesc, fac lucrul acesta cu bucurie și îl fac în fiecare zi. Consistența, frații mei, este o necesitate pentru efectivitate în lucru. Și mă rog Domnului ca biserica să-și poată relua consistența în slujire înaintea Domnului Iisus Hristos. Amin? Al doilea lucru, pe lângă consistență, ca să fie efectiv, ai nevoie de curaj. Uitați ce spune cuvântul Domnului și în fiecare zi, prima dată, în templu. Now, templu era locul unde era cel mai periculos în timpul acela să predici. Sau să mergi să slujești, sau să mergi să spui, Iisus Hristos este Domnul. Dar fiind un loc public, care pe lângă templu propriu zis, avea cel puțin două curți speciale, curtea neamurilor, unde neamurile puteau să meargă și să se roage, și curtea evreilor. Mă gândesc că se duceau acolo în curtea neamurilor, de cele mai multe ori, și predicau la toți cei ce veneau să admire templu, să vadă această construcție. Dar aici este inima iudaismului, inima închinării iudaice și ebraice. Și aici nu-i voie să spui că Iisus din Nazaret este Mesia. Este periculos. Dar oamenii aceștia care au fost efectivi au demonstrat că au curaj. Uneori trebuie să ai curaj în casă să vorbești despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că cei din casă te persecută. Alte ori trebuie să ai curaj în biserică să spui adevărul la oameni. Oamenii se șifonează repede, îi deranjează. Îi doare să audă adevărul, pe foarte mulți. Uneori trebuie să ai curajul la locul de muncă, alteori trebuie să ai curajul la școală. În societatea contemporană, mă rog pentru tinerii noștri, pentru că la școală trebuie să aibă un curaj deosebit și să spună că Iisus Hristos este Domnul și este Sfânt. Și cei ce-L crede în El trebuie să trăiască sfinți, nu după corectitudinea politică sau după regulamentele școlii neapărat, ci cei ce îl iubesc pe Iisus Hristos trebuie să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Dar îți trebuie curaj să faci lucrul acesta. Este așa? Îți trebuie curaj. Efectivitate fără curaj nu există. Trebuie să înfrunți în fiecare zi pe cel rău. Deci, în templu și în orice casă, s-au dus în orice casă să vestească Evanghelia. Și apoi este cel de-al treilea lucru, deci pe lângă consistență, este curaj și apoi este corectitudine teologică. Nu se predicau pe ei, ci îl predicau pe Iisus Hristos. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă rog să notați acest lucru. Chiar dacă, așa cum zice Apostolul Pavel, ai fi plin de daruri spirituale
și toată lumea ar fugi după tine să mai vadă o minune, să asculte o profeție, să vadă un semn extraordinar. Dacă prin ce slujești nu-L înalță pe Iisus Hristos, ai slujit degeaba. Am slujit degeaba. Dacă predica mea nu-L înalță pe Iisus Hristos, am slujit degeaba. Dacă darul tău nu-L înalță pe Iisus Hristos, ai slujit degeaba. Pentru că și despre Duhul Sfânt Iisus Hristos a spus, va veni și mă va proslăvi pe mine, mă va înălța pe mine. Prin urmare, ne trebuiește să-L cunoaștem bine pe Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost om cu adevărat, Fiul Mariei, sămânța femeii, dar un om fără de păcat. Iisus Hristos s-a născut supranatural prin Fecioara Maria. Nu este sămânța omului, a bărbatului. Iisus Hristos este Dumnezeu plin, egal cu Tatăl, egal cu Duhul Sfânt. Pentru că El a spus, eu cu Tatăl una suntem. Și când a vorbit despre Duhul Sfânt, a spus, am să vă trimit un alt mângâitor. Și nu să știți acum foarte bine, fiind o biserică penticostală, când spune un alt mângâitor, acolo este termenul grecesc, un alas, paracletos. Alas, când este pus, însemnează un altul de aceeași esență ca și mine, de aceeași putere ca și mine, de aceeași eternitate ca și mine. Că altfel, spunea un alt termen acolo, am să vă trimit un heteros, paracletos, este unul diferit de mine. Nu e egal cu mine, nu e așa de puternic ca și mine, dar totuși o să poată să vă ajute. Nu, Duhul Sfânt este egal cu Tatăl și este egal cu Iisus Hristos. Iisus Hristos este egal cu Tatăl și este egal cu Duhul Sfânt. Teologia mea și a ta despre Duhul Sfânt trebuie să fie una curată. Una curată. Corectitudine teologică. Lucrarea noastră este să înălțăm pe Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte și cu aceasta închei. Psalmul 45. Cuvinte pline de farmec, începe versetul 1, înclocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru cine? Pentru împăratul. Cine este acest împărat? Evident că în acest psalm 45, împăratul nu-i David și nu este unul dintre descendenții lui David, pentru că câteva versete mai jos, acolo scrie, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a încins, te-a uns cu putere. Îl numește Dumnezeu pe acest împărat. Singurul împărat care este Dumnezeu este Iisus Hristos. Dacă lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, și a mea trebuie să fie tot pentru împăratul, dar și a ta. Amin? Atunci vom fi efectivi și mă rog Domnului să fim efectivi. Amin.